Păi, ai vrea să o un aparat mic, pe damă și mai prezentă o casa. Aparatul de firme, pentru că nu vreau să cred în excursie și nu vreau să mă cred în mult loc, să pot băta în jantă, la doamna. Și să facă bun efort, ce a venit? Iar Marcanon, vă prezentăm noul G10. Da. Este un aparat fotocompact pe care puteți să-l creați de-a dumneavoastră în poșetă foarte ușor, puteți chiar să puneți în buzunarul de la cămașă. El are 14 megapixeli, are un ecran de SD de 3 inch și băsice are 460 de milipixeli. Zoomul optic este de 5x, care este stabilizat optic. 5X acesta înseamnă o plajă focală de la super angulară de 200 mm până la super tele de 1400 mm. Variază de la 80 până la 1600 grade în nou, procesor de imagine Digi-4. Deci înseamnă o calitate mult mai bună la fotografia dumneavoastră. Are și de blitz care puteți să-i atașați cu un blitz extern, în momentul în care aveți nevoie de mai multe G9. Predecesorul acestuia este că butoanele au fost regândite în așa fel încât să fie cât mai ușor utilizate. Avem rotița pentru proiecția de expunere, rotița de ISO și rotița cu programe. Programele nu sunt cele presetate, pentru că lucrurile au schimbat, acest aparat pot adresa profesioniștilor. Zoom-ul optic, cum spuneam, este de 5x, care se poate la super angular de 28 mm și îndepună super tele 240 mm. Iar meniul se accesează foarte ușor prin apăsare de buton și rotirea acestei buton. Aici avem programul balansul de alb pe care poate să-l facă. Un alt avantaj pe care această cameră îl aduce în gama aparatului de compact este faptul că poate fotografia în mod de recomandat profesioniștilor. Acest aparat. El merge cu cardul SD, NFHC, și folosește o baterie tip NB7, o baterie nouă, vendată deschis de la Canon. În pachet, lângă camera foto, mai găsiți CD-ul cu driver pentru transformarea din RAW în JPEG, CD-ul cu manualul, de asta mai găsiți cablul USB pentru transferul fotografiilor, cablul TV ca să vedeți fotografii de pe televizor, cablul de curent pentru încărcător, încărcătorul, curea de gât pentru camera foto și acumulatorul. La toate aceste pachete, de comand și gerbița de la Canon, a fost făcută special pentru Canon G9, să se potrivește la fel de bine și pentru Canon G10. Este o gentuță fiere, foarte plăcută și foarte frumoasă. Care face un ușor de transportat. O simplă rușa pe care țin de la Canon a fost un pachet, trebuie să țină aparatul pentru telefon și blitzul Nissin D466, care se poate monta pe patina de la Canon și este compatibil Canon. Este în format ETTL, ceea ce îi permite o compatibilitate exemplară cu aparatele cu Canon. Este un blitz ușor care are un cap rabatabil la 90 de grade, are diffuser și are diffibounce.